plecat ministrul Teodorovici în ședință, deja a fost redusă bugetul televiziunii publice? Nu, recunosc că n-am vorbit despre bugetul TVR. Nu a fost o discuție în birou permanent național, așa cum sunt discuțiile în Comisia de Specialitate din Parlament. S-au discutat temele mari, domeniile mari. În schimb, despre TVR, eu am mai spus-o, urgent trebuie să se realizeze o analiză și să se ia o decizie în privința televiziunii publice. Situația actuală nu mai poate persista. Ce înseamnă? Sunt specialiști care trebuie să facă lucrul ăsta, dar trebuie luată o decizie. Perpetuarea acestei situații, pentru că marea problemă acolo nu cred că este conducerea, din punctul meu de vedere. Poate să fie vinovată, poate nu. Dar discuțiile până la urmă s-au dus despre cine să fie sau nu șeful de la TVR. Poate trebuie schimbat, poate nu trebuie schimbat. Asta e o decizie a Parlamentului. Dar discuțiile trebuie duse până la capăt. Care este calea de urmat pentru ca televiziunea publică să scape? Nu știu prin ce măsuri. De-aia sunt manageri, de-aia sunt consultanți, de-aia sunt oameni plătiți cu bani grei care pot face aceste lucruri și să prezinte Parlamentului o cale de urmat, dar rapid. Există posibilitatea legală a unui amnistie fiscală pentru TV? Nu știu să vă spun. Dacă se adoptă o amnistie fiscală pentru TVR și nu se schimbă nimic, înseamnă că o să merge din amnistie în amnistie. Nu cred că cetățenii români vor asta.